O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul. Imnul României. Dorința de a distruge identitatea unui popor este cea mai cruntă formă de subjugare. Nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva acesta a fost scopul politicienilor în ultimii 34 de ani. A reușit să ne dezbine, să ne întoarcă unii împotriva altora, să ne compromită și să ne ascundă istoria doar pentru a ne putea impune voința lor. Am ajuns să ne luptăm între noi pentru pământul care ne aparține de drept, în timp ce străinii l-au cumpărat pe bucăți ca la piață. Ne-au lovit apoi în ceea ce ne definește ca nație, în stima de sine a poporului român, în credința noastră, în demnitatea armatei române, în valorile noastre.
Dacă ești credincios și sprijini familia, ești considerat retrograd și marginalizat. Dacă vrei să faci agricultură, ești etichetat ca needucat și lipsit de viziune. Iar dacă aperi producătorul român, ești privit ca înapoiat. De 34 de ani, niciun politician nu s-a mai îngrijit real de agricultură, acea ramură cu care hrăneam Europa odinioară. Nu s-au făcut irigații, nu s-a oferit susținere, iar pământul a continuat să fie vândut străinilor. Pentru a ne recâștiga locul în lume, agricultura, zootehnia și satul românesc trebuie să devină priorități naționale. Pământul nostru trebuie protejat și folosit în primul rând pentru români. Bogăția acestei țări aparține nouă și generațiilor viitoare. Cineva trebuie să aibă curajul să lupte pentru aceasta.